De exemplu, oamenii din spital spun că directorul de îngrijire nici măcar nu calcă vreodată pe prosecție, că stă numai în birou toată ziua, față de doamna Crivăț, care avea păcatele ei, v-am spus sincer, nu mă poate suspecta nimeni, că ne iubeam foarte tare, dar care umbla prin spital. Infirmierile nici nu o cunosc la față pe doamna director de îngrijire, din ce se spune în spital. Este exact invers. Deci, doamna director de îngrijire o găsesc foarte greu la birou, pentru că e toată ziua prin spital, inclusiv sâmbătă și duminică. Poate că sunt susținătorii doamnei Crivăț care nu au. Poate că sunt cei care sunt deranjați de faptul că se duce prea des. Înțeles că pe partea asta de achiziții e problema, ca partea să zic așa. Este un serviciu separat, format din 5 oameni. Deci sunt doar acela este serviciul care... Este serviciu de achiziții care, dacă ar fi după necesar spital, ar trebui să aibă cel puțin de 3 mai mulți oameni. Deci, în opinia dumneavoastră, sunt persoane care sunt profesioniste, dar nu au cum să facă față sau nici nu sunt? Sunt profesioniste, dar nu au cum să facă față. N-au timpul fizic să facă. Deci, exact ce spunea doamna manager, pentru un serviciu complet al unui spital ar trebui între 15 și 20 de oameni la achiziții. Și v-am dat exemplu. La achiziția de medicamente sunt cel puțin peste 350 de poziții. Ia gândiți-vă, împărțit la 5 oameni sau 4 oameni cât sunt, dar mai sunt și alte lucruri de achiziționat, contracte, materiale sanitare, mama supărării, sunt o groază de lucruri acolo și vin tot felul de referate. Volumul de muncă este foarte mare, de asta am luat hotărârea că tot ce înseamnă parte de investiții s-o preluăm noi la Consiliul Județean și am vorbit cu partea de achiziții și partea juridică, ceea ce privește legală, să putem noi lua și dat în administrarea spitalului să degrevăm puțin acei oameni de această piatră de moară pe care atârnă asupra lor. Și când se va întâmpla concret asta? Începând de acum. Deci în momentul când am votat bugetul, toate de luna viitoare, practic, din martie. Avem bugetul, tot ce înseamnă și avem o corespondență cu spitalul, tot ce înseamnă echipamente și vă dau un exemplu. Acel echipament de radioterapie pe care am avut bani de la minister, nu s-a luat din cauza că procedura a fost greoaie, au fost și contestații și am pierdut banii pe care am dat înapoi la minister. Acel echipament va fi achiziționat acum, dat caietul de sarcini de la spital către Consiliul Județean și luăm o volă achiziționat de aici, de la Consiliu.